Hello there, my friend. It's your boy Ivan here with my girl Katya beside me. We are going to air show and we thought we will film something for you guys. Hope you enjoy the footage that it's about to be after this introduction. See you soon. Bye. Această formație celebră a României. Bravo, Horse of Romania! Horse of Romania, începând de la primul an, primul încăpel, zbura de domnul Valerio Da. În acest moment, promovat este inspector de pilotaj la ACR, adică la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pentru tipul de elicopter K-26, Camo, este instructorul lui Iacob, pilotul pe care îl vedeți. După mult timp, acel elicopter cu două rotoare care se vând în elicopter dotat cu motor cu piston. Dar să vedem această evoluție, această simulare de control pentru ele. Priviți atenție acolo, mai ales la solicitarea aterizării. Cei care nu puteți vedea, repet, toate aceste manevre sunt dirijate și supravegheate de către instructori pentru un în baza semnelor, deci e practic periodic pe consultă vizual și instructorul transmite printr-un sistem dinainte stabilit corectitudinea manevrelor efectuate. Check out the little pug. Știi care le-au
nu știu de ce. Eu cred mai decât. Aplauze aceste evoluții ale elicopterului F-44 Robinson, pilotat de Taco. Instructorul, domnul Lovac, cere aterizarea foarte o mântuire pentru elicopter. Primiți atât de răzoare și mult de la voi. Se aplaudăm! Acesta este un salut pentru dumneavoastră. Aplauze pentru această evoluție. Repet, a fost un elicopter N-44 Robinson, pilotat de către Taco Zoltan, pilot care zboară în cadrul companiei Fly Company de la Oradea, pe un alt tip de elicopter, care e acel ce e vreun SAM, acel tamon, coordonat de la sol, de către instructorul celebru, domnul Valer Novac. Okay, my friends, hope you like dogs. This is a cute one. Foarte bine, iar din nou
lasă câine.